S-a oprit discuția, gata aici, întrebați-mă de altceva. Gata. Ești martor sau un vinuit? Trebuie să vă pricepeți și voi la... Păi, să vă... În fine, gata, Aris. Hai, la revedere, dacă vă întrebați, v-a zis că nu mai... Gata, se oprește discuția despre aceasta, despre acest lucru aici. Întrebați-mă despre altceva. O să fie audiați și alți fotbaliști? O să mai fi Claudiu. Sărbători fericite. Colegi? Dar de situația de la Ucluj, ce părere ai? Despre situația de la Ucluj. Ucluj, ce să mai este regretabil ce se întâmplă acum, dar eu sper că totuși la un moment dat să se întâmple și ceva bun pentru echipa. Crezi că este o șansă să se vândă totuși? Se tot vorbește de multe crede-mă, dacă pot să spun punctul de vedere, nu prea mai cred nimic. Pentru că atâtea zvonuri au fost de astă vară până în acest moment, că vine unul, că vine altul, că vin 3, vin 5, vin 7 și așa mai departe. Și până la urmă n-a venit nimeni. Așa că până în momentul în care nu văd negru pe alb, eu cel puțin nu mai pot să cred nimic. Zvonuri. În situație, problemele acestea care sunt acum cu justiția și mai departe, pun o pată neagră pe club, o altă pată neagră astfel încât să nu mai fie interesant pentru oameni. Da, se poate, spune și așa, da. E normal că asta nu dă bine, ceea ce se întâmplă acum nu dă bine clubul, da. Problemele nu sunt doar la Universitatea și Dinamo și Rapid. Și multe alte echipe din unde ajunge, habar n-am unde ajunge, dar e clar că trebuie făcut ceva, nu știu. Trebuie făcut ceva în acest sens, pentru că iată că deja sunt foarte multe echipe care au mari probleme financiare și riscă să se desfințeze, din câte am auzit, grav, un lucru foarte grav. Din cunoștințele tale urmează să mai vină și poști... Nu știu, nu știu, nu, nu, nu știu și nu mă interesează, nu... Dar nu știu. Poate vizita ca să citați așa vin de bunăvoie, pentru că a fost cazul în care... Da, 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 da. Da, în prima citație m-am prezentat de bunăvoie, terminat. Și cum? Nu, nu. Cum era FC Bihor? Uite, hai să vă dau vouă în premieră, dar am întâlnit ieri cu domnul Vizer și am ajuns la un acord, adică să întrerupem colaborarea, da. De ce? Nu s-a întâmplat absolut nimic, am ajuns la un acord cu dânsul, deci nu mai sunt antrenorul FC Bihor, așa că merg acasă să stau cu familia, mă odihnesc și aștept o altă ofertă. Ai ceva variante? Acum? Ar fi o variantă, dar deocamdată mă mai gândesc. Liga întâi sau? Ești din țară? Nu. Cum? Din țară? Nu. Nu. Nu, 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 nu. Nu, stau acasă. Stau acasă. Ce vreau să te întreb la acela de a dona bani pentru echipă? Cum ți s-a părut? Eu? La care? După meciul care? După venit în... Am spus atunci, a fost un lucru lăudabil. E clar că, cred eu, sau cel puțin îmi aduc aminte să se mai fi întâmplat în România așa ceva, dar e un lucru care practic nu rezolvă nimic. Te gândești să împlici mai mult la Dinamo acum, că ești liber de contract? Nu știu ce să zic acum. Poate îi ajuți într-un fel cu atâtea probleme pe care le au. Cu ce să-i ajut? Nu știu. Ați voluntariat, antrenor. Nu știu, nu, nu știu. Orice, stai. Nu știu. Ți-a zis, acum, ieri am luat... Ieri am luat hotărârea asta, ne-am despărțit în condiții amigabile cu... Sunt probleme și la Bihor, financiare? Se vorbea de asta. Iată că ți să spun că acolo chiar nu sunt probleme financiare. Iar nu au fost probleme financiare, acolo nu au fost restanțe salariale și așa mai departe. Condițiile sunt foarte bune, da? Cum a fost anul ăsta pentru mine? Cum a fost anul ăsta pentru mine? N-a fost, să spun că n-a fost un an bun, deloc. Deloc n-a fost un an bun, pentru că începând cu neîndeplinirea obiectivului pe care l-am avut sezonul trecut cu Cluj, continuăm cu meciul cu CFR, continuăm cu ceea ce s-a întâmplat în vară, adică, na, a rămas echipa fără acționar și culminăm cu plecarea mea de la Cluj, pot să spun că n-a fost un an deloc bun pentru mine. Bine. Să fiu sănătos. În primul, să fiu sănătos și eu. Păi... profesional, nu? Păi dacă sunt sănătos, pot să fiu și profesional, ok, nu? Ceea ce se întâmplă în Liga 2, Steaua aproape campioană? Păi, e clar că în acest tur de campionat au dominat competiția internă. Asta e un lucru cert. Dar
S-au mai văzut cazuri, inclusiv eu am trăit pe, pe pielea mea unul dintre ele, când conduceam cu Dinamo la sfârșitul lui cu 14 puncte și la un moment dat mai erau doar 7 sau 6 diferență față de ocupanta locului 2. Cine ar putea fi? Echipa de pe locul 2. Astra, Pandurii, poate chiar Vasluiul, dar va fi foarte greu. În cursa pentru titlul nou, cred că sunt prea multe puncte între ei și, și Steaua. Mă refer la echipele care sunt pe locurile 2, 3 și 4 maxim, în rest puține șanse. Dar de când am plecat de aici am urmărit în special meciurile universității și urmăresc meciurile din cupele europene, nu doar când joacă echipele românești. Am urmărit și Steaua, am urmărit și CFR-ul. E o performanță mare ceea ce au realizat ei. Este cert. E un lucru extraordinar că reușesc să câștige la Manchester în, ultima, în ultimul meci al grupei, dar lucrul acesta iată că nu i-a ajutat să ajungă în... Soluționarea acestui dosar va avea efecte formidabil așa ceva. Zici tu, de vorbe și de brad, de brad, de Moș Crăciun, de... Ce ai primit de Moș Nicolae? Nu e, n-am, cât de mă... Va avea o vreo influență, crezi tu, asupra a ta, ca viitor profesional? Pe ce, pe ce influență? Nu, nu. Afecta profesional. Nu. Claudiu de la Manchester încă își aduc aminte de, de tine, au vorbit vorbesc despre acel gol al tău. Ai și tricou în muzeul celor de la Manchester United, știi asta? Da? Da. Pe cuvânt? Da. L-am serios, l-am văzut eu. Da? Da. De la, ai cum, tricou original, acela în care am jucat când... Da, da. Este, o, este da? Muzeul celor de la Manchester United. Da, mi-aduc aminte. Îți dai seama că e onoare. Pentru mine că mi-aduc aminte și cu cine am schimbat tricoul acolo. La meciul de acasă am schimbat cu cineva, iar la meciul de la Manchester cu altcineva. Și acel cineva de la Manchester a fost chiar Cristiano Ronaldo. Eu păstrez tricoul lui acasă, îl păstrez. Nu l-am pus în vreun muzeu. E singurul fotbalist român care are tricoul, probabil, într-un muzeu din... Pe cuvânt, asta chiar nu știam. Da, mă bucur, ce să zic, da? Până la cu ce mă încălzește. Mă bucur, dar mă încălzește. Mai ales pe frigul ăsta. Prestanțele financiare de la universitate le-ai luat până la urmă? A, nu. Nu, nu. Nu știu, bar n-am, nici nu... Avocatul se ocupă de... Eu... Chiar zic o... Eu sper că vor ajunge la... Eu știu... Acționari la un numitor comun, pentru că... Dinamo nu poate fi acolo unde este în acest moment. Crezi că domnul Vocea se mai implicat? Nu, nu cred. Nu cred. În primul rând, datorită, din cauza... problemele în sănătate și nu cred că se mai implică, nu știu. Asta e părerea mea. Mersi. Altceva? Drum bun.